parte, Manifest pentru Sănătatea Pământului, a pornit ca o caravană în memoria marelui poet care, din păcate, nu mai era printre noi, deși am stabilit caravana europeană împreună cu domnia sa, Adrian Băunescu. De undeva de sus, dintr-o stea, ne urmărește și acum. Și regizorul filmului Te salut, generație în blugi, filmul despre Cenacul Flacăra, domnul Cornel Diaconu, întotdeauna a știut să-l provoace pe marele Adrian Băunescu la fel de fel de lucruri extraordinare. Eu am reușit să văd o provocare care a însemnat ceva foarte mult pentru mine și pentru cei care au văzut acea înregistrare, și anume aceea de a scrie o poezie în momentul în care îi se dă o temă dată, poezia să fie scrisă în timp real. Domnul regizor Cornel Diaconu îmi spunea că, de fapt, Adrian Băunescu scria întotdeauna poeziile în timp real. Haideți să-l aplaudăm pe domnul regizor Cornel Diaconu și să-l invităm în scenă să ne vorbească despre bună seara. Ce scrie pe mâna dumneavoastră, domnule regizor? Sunt două sigle ale unor festivaluri la care țineam foarte mult. S-a întâmplat la Roma acest prilej care să mă facă să port 30 de zile. Sigla de la Gifoni și sigla de la festival important de film pentru copii internațional de la Slatina. Scuzați-mi ținuta, nu era acest moment în program, dar modul în care ați reacționat la secvențele din filmul de salut generației în blugi m-a făcut să încercăm să vă prezentați și dumneavoastră acest moment. Filmul pe care îl vedeți a fost realizat acum 31 de ani, în 1982, pe parcursul a 120 de spectacole, cu tehnologia de atunci. A fost oprit de 6 ori, era să fie ars de 3 ori, dar paradoxul face ca să fie singurul film românesc în epoca comunistă care nu a fost cenzurat. Este montat așa cum l-am conceput. N-am apucat să filmez tot, dar așa... Spuneți-ne și de ce nu a fost cenzurat? A fost cenzurat pentru că nimeni nu dorea să-l vadă. Și atunci am avut acest noroc, montajul s-a făcut clandestin și iată că ne putem bucura cu toții de amintiri cu Adrian Băunescu. Dar lipsește ceva din acest film, o secvență care am realizat-o în 2008. Modul în care compune în timp real. Era președintele jurului la Mangalia, la Miss Diaspora, la Calatis și l-am provocat, pe neașteptat. I-am pregătit terenul, cred că dacă e un interviu, am putea începe puțin să dăm materialul. Când am început cu scaun, nu știe nimic acum. Și eu îi spun, hai să facem o poezie în timp real, o temă, Moda în iubire. E puțin derutat. Dar nu spune că facem interviu. Nu facem interviu. Scriem o poezie în timp real, Moda în iubire. Moda în iubire. Moda în iubire. Ce? Moda în iubire. Moda în iubire. Chiar dacă niciodată nu incomodă, în dragoste tot nu există modă. Că e pe scări, în lift, în tren, pe pernă, iubirea este moda cea eternă. Iubirea în marș, iubirea în zbor și în toate, un exercițiu de eternitate, iubirea peste toate 7 arte, iubirea probă tragică de moarte. Și totuși, când alături se găsește ființa ce respiră ficiorește, e cazul să închidem izvina, ieșiți în hol și stingeți lumina. De undeva de sus, asistă la aplauzele dumneavoastră și regizorul căruia Adrian Băunescu. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim mult de tot!